dimineața. Ce faceți, doamna medic? Bine, ce faceți dumneavoastră? Noi vrem să aflăm care sunt alimentele bogate în fibre, odată, la ce ne ajută fibrele și cum putem să anulăm efectul fibrelor printr-o alimentație sau eu știu ce alte motive, practici, încât să ne dezechilibrăm. Bun, hai să vedem ce sunt fibrele. Ce sunt fibrele? Hai să vedem. Unde le-ai încadra? Așa, știi că avem proteine, grăsimi, lipide, da, carbohidrați, vitamine, minerale. Pe unde le pune pe fibre? La proteine. La proteine? Și așa, așa m-am dus nota 4. Nota 4. Deci avem un 4. Sunt lipide. Avem un 4. Bun, nu. Sunt carbohidrați. Carbohidrați. Okay. Carbohidrați. Dar sunt era ce... și greu, da. Da. Era, la ce aici, noi sincer, am văzut doar fibră optică. Noi ne-am uitat. Ați văzut cu cărniță, nu? Da. Fasolea cu carne și gata. Ce este important de știut? Că aceste fibre care fac parte din carbohidrați sunt exact acelea care nu au nici măcar o influență asupra secreției de insulină, care știți că ne cam înfioară în ultima vreme, da, pentru că insulinorezistența este o problemă din ce în ce mai des întâlnită la oameni și atunci este foarte important să știm ce avem de consumat din toată gama de alimente, să nu ne influențeze și metabolismul în acest sens. Mm-hmm. Și atunci avem fibre. Dar fibrele sunt de mai multe feluri? V-am întrebat pe dumneavoastră. Sunt de mai multe feluri fibrele? Da? Da. Așa, da, trebuie cu siguranță. Sunt. Bun. Sunt fibre solubile? Da. Sunt fibre insolubile? Ambele. 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 Corect. Eu am nota vrut să 10. Vă verific pe dumneavoastră. Vezi, am luat primul 10 din viața mea. Sunt și fibre solubile și insolubile. Și insolubile. Și ele sunt destul de diferite. De exemplu, dacă vorbim de tot ce înseamnă produse cerealiere și okay, aceste leguminoase, ele au fibre insolubile și au și o parte de solubile, dar mai puține. Și este foarte important să știm, de exemplu, când și cum să le consumăm. Okay. Sunt ceea ce trebuie să știm despre toate fibrele, este că avem nevoie de ele într-un procent, să zicem, mai multe solubile decât insolubile. Și unde le găsim pe astea solubile? Am înțeles că în astea de cereale, să spunem așa, generic, sunt mai insolubile. Exact. Dar solubile unde și sunt? Și grânele, cum ar fi fasola, adică okay, leguminoasele, sau da? Le avem împărțite pe exact, insolubile și solubile? Cât de cât. Ok. Da, deși uite și aici avem solubile. Solubile. Deci mărul ar fi... mere, pere, împanere, fibre insolubile. Solubile. Avem nuca. Are, nuca are și multe grăsimi și are și fibre și este foarte sănătoasă. Okay. Eu recomand că toată lumea vrea să mănânce tot felul de nuci. Hai să mâncăm și cele românești, pentru că din punct de vedere știe nutrițional, de ce le-a pus pe aici. Da, și ajută și creierul și nu doar da, atât. Dar hai să vedem de ce consumăm fibre. De ce consumăm fibre? V-aș întreba. La ce ne ajută fibrele? Și... că tot auzim asta. Da. Și dumneavoastră ați vorbit despre fibre și noi pretindem că da, știm. Are, da, fibre. Are o legătură. La ce ne ajută fibrele? Extemporal sau... Da, întrebați-ne. Așa. Suntem pregătiți. La ce ajută fibrele? Două idei. Cumva la tractul intestinal are legătură cu partea bun, asta? Foarte bine. Primul răspuns corect. Cum ajută tractul intestinal? Prin faptul că nu doar ajută tranzitul intestinal și volumul materiei este mai mare și atunci așa, este mai ușor să mergi mai des la toaletă. Odată. Doi la mână. Știți că eu tot vorbesc, poate m-ați ascultat. V-am ascultat așa, de fiecare dată. Vorbesc de microbiom intestinal, de flora da, din intestinul gros. Ea este dependentă de fibre. Okay. Din două motive. Odată că fibrele insolubile sunt acele care, pe care se face o rețea, care e vreo 30% din tract. Da. Okay. Și atunci microbiomul acesta, adică toți microbii, vin și se atașează de aceste fibre insolubile și se hrănesc cu fibrele solubile. Deci, practic, noi le facem un suport. Le dai de păpică da, și le dai și casa și mâncarea. Un soi de mentenanță. E ca o câmpie pentru vacă. Am și eu o întrebare, da, o curiozitate personală. Legumele fierte
Sau și fructele la compoturi, da, mai conțin fibre sau se distrug? Da, mai conțin fibre și, de exemplu, apropo că poate mă întrebai la un moment dat, chiar dacă urma există să vă și, știți foarte și bine, contraindicații pentru fibre. Ha, i-ați luat întrebarea lui Marc. Hai de cap. Există contraindicații pentru fibre și asta să fie și ultima. Când avem prea multe fibre? Nu e vorba de prea multe fibre, exact cum ai spus, dacă sunt gătite sau nu sunt gătite. Fibrele crude afectează o anumită categorie de oameni în care migrează microbiomul ăsta din intestinul gros în intestinul subțire, care ar trebui să fie steril. Și atunci apare balonare, apare senzație de disconfort abdominal. Intestin iritabil de acolo? Nu, chiar. Și ăla trebuie să avem grijă să consumăm mai multe fibre gătite. Okay. Asta se numește small intestine, practic pleacă, SIBO se numește. Pleacă de acolo și populează în intestinul subțire. Da. Și... ceea ce e total greșit, da, și de aici toate senzațiile. Doamna medic Simona Carniciu, vă mulțumim tare mult. Cu mult data drag. Viitoare, când veniți să ne întrebați din fibre, că știm tot. Ne pregătim 10. Legume cât se poate de multe, să fie măcar 2 porții de legume pe zi, o porție de cerealiere și o porție de produse alimentare. Animale, de origine animală. La mine e fix invers, 3 de carne, una de legume originea... și pe aia de legume o ocolesc. Să aveți un weekend minunat. Și cu pâinică, nu? Da, multă. Albă. Să aveți o săptămână, un weekend fain și să ne revedem săptămâna viitoare cu informații. Mulțumesc. Și să ne întrebați din fibre, să vedeți cât de multe știm data viitoare. Data viitoare, nota 10, da, sigur. Luăm o pauză? Luăm o pauză.